ceahlăul, arată Sebastian Colțescu, 1-2, iată, este primul la pressing. O, ce greșeală face Bejan și să-l vedem pe Cârjan. Cârjan ciutează, gol! Ceahlăul! Minutul 24, mai puțin de 2 minute au trecut de când Îndoie a reușit să deschidă scorul și greșeală uriașă în apărare a lui Florin Bejan, care a dat pe lângă minge, l-a lăsat pe George Cârjan singur cu portarul Stăncioiu și acesta îl execută pe veteranul din poarta lui ASEA. Măcar a avut grijă Bejan la revenire să nu îl faulteze pe